Stimați colegi, stimată doamnă președintă a Adunării Naționale Republicii Franceze, Braun Pive, bine ați venit în Parlamentul Republicii Moldova. Este prima vizită a unui președinte al Adunării Naționale Franceze în Republica Moldova și care sunt sigur că va da un impuls nou colaborării țărilor noastre. Cu atât mai mult că astăzi am semnat un memorandum de înțelegere între Parlamentul Republicii Moldova și Adunarea Națională a Republicii Franceze. Prin acest memorandum ne propunem să aprofundăm și să consolidăm relațiile bilaterale la nivel parlamentar dintre țările noastre. În ultimii doi ani, relația dintre Republica Moldova și Franța a ajuns la un nivel nemai întâlnit. Președintele Emmanuel Macron ne-a vizitat de două ori în mai puțin de un an. La 24 de ani de când un președinte francez a fost ultima dată la Chișinău. În perioada președinției franceze a Consiliului Uniunii Europene, în iunie 2022, Moldova a devenit țară candidată la aderare la Uniunea Europeană. În numele meu personal, al colegilor și cetățenilor Republicii Moldova, vă mulțumim. Trecem, Trecem cu toții printr-o perioadă grea, marcată de războiul rus în Ucraina și de consecințele economice ale războiului. În timp ce țara noastră se confrunta cu un flux masiv de refugiați ucraineni, Insecuritate energetică, șantaj că vom îngheța la iarnă, provocări economice și sociale, Franța, alături de Germania și România, au lansat platforma de sprijin pentru Republica Moldova. Prin intermediul acestei platforme, cetățenii Republicii Moldova au ieșit cu capul sus din această iarnă complicată. Suntem extrem de recunoscători Franței. Pentru solidaritatea arătată și pentru angajamentele importante de sprijin. Prin eforturi comune, parlamentul împreună cu guvernul și președinția, au reușit să mențină pacea și stabilitatea, să continuă implementarea reformelor, să avansăm pe drumul nostru către Uniunea Europeană, să consolidăm reziliența energetică. Să-i ajutăm pe cei mai vulnerabili și să îmbunătățim securitatea frontierilor. În ultimii ani, Franța a devenit gazdă a mii de moldoveni care muncesc în orașele și satele franceze. Știu că cetățenii noștri sunt cetățeni responsabili și contribuie din plin la dezvoltarea economică, socială și culturală a Republicii Franceze. Franța a însemnat o șansă la studii de calitate pentru mii de tineri din Republica Moldova. Totodată, în Republica Moldova avem francezi care s-au îndrăgostit de țara noastră, de satele noastre și sunt activi în comunități. Un exemplu care inspiră și care arată apropierea dintre popoarele noastre latine. De asemenea, găzduirea celui de-al doilea summit al comunității politice europene în Moldova, o țară din vecinătatea estică, candidată recentă pentru aderare la Uniunea Europeană, este un semn de sprijin pe care îl prețuim foarte mult. Pentru o zi, Republica Moldova a fost capitala Europei. Vă asigur că Moldova a pășit ferm pe drumul european, iar aderarea la Uniunea Europeană este un scop pe care îl vedem clar și pe care îl vom realiza. Ne Așa cum a spus și președintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, la summitul Comunității Politice Europene, aderarea Moldovei la Uniunea Europeană nu este doar realizabilă, ci un fapt care urmează să fie îndeplinit. Vă mulțumesc încă o dată, în numele tuturor cetățenilor moldoveni, pentru tot suportul acordat. Și sper că relațiile noastre vor rămâne la fel de bune și mai departe. Merci beaucoup, vive la France.